Bună dimineața! Un mic anunț pentru cei care au nevoie de traducere. Echipamentul îl puteți lua din partea stângă a sălii. Distinși oaspeți, dragi cetățeni, reprezentanți mass media, bine ați venit la evenimentul de inaugurare a Centrului de Informare și Consultanță în Afaceri ODA din orașul Bălți. Astăzi se deschide nu doar un centru, dar și noi orizonturi pentru antreprenoriatul din regiunea de nord a țării. La eveniment îi avem în calitate de vorbitor pe viceprim-ministrul ministru al dezvoltării economice și digitalizării Dumitru Alaiba, excelența sa, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Janis Majeix, ambasadoarea Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Margaret Huber, primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, Vladimir Rusu, șef al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat și directorul interimar al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Gheorghe Iudin. După discursurile invitaților, va urma o sesiune de întrebări și răspunsuri, unde veți avea ocazia să interacționați direct cu vorbitorii și să aflați mai multe despre impactul, dar și perspectivele centrului. Iar la ora 13 va avea loc prima sesiune de informare în noul centru privind programele de suport în afaceri finanțate de Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană implementate de ODA, la care îi invităm pe toți cei interesați de subiect. Pentru început, cuvântul se oferă viceprim-ministrului ministru dezvoltării economice și digitalizării, Dumitru Alaiba. Bună ziua, bună dimineața, doamnă ambasador Majeix, doamnă ambasadoare Huber, domnul primar, stimați colegi, domn deputat, este domnul Marco ce aici cu noi, stimați reprezentanți ai mass media, dar desigur că a mea adresare este în primul rând pentru antreprenori care urmează să beneficieze de această nouă platformă aici la Bălți. Trebuie să investim mai mult în Bălți, mai mult în regiuni, pentru că să putem alimenta creșterea economică a întregii țări, să avem mai multe motoare ale creșterii economice și Bălțul desigur că este printre liderii în acest clasament, de aceea o să fim prin acest centru și prin alte oportunități pe care le creăm acum, vrem să fim mult mai prezenți și alături de antreprenorii din toată regiunea. Acest obiect a fost posibil datorită suportului generos al partenerilor noștri și avem aici colegii de la GIZ, este, cum am spus, domnul ambasador al Uniunii Europene, doamna ambasadoare a Republicii Federale Germane și o să avem în continuare această susținere pentru a fi alături de antreprenori. Această locație o să fie un centru de consultare și îndrumare pentru cei care sunt la început de cale, pentru cei care vor să aleagă antreprenoriatul ca și opțiune de carieră. Am spus asta nu o singură dată, vrem să avem mai mulți antreprenori în această țară, pentru că astfel o să putem să avem o economie mai mare, o economie mai dinamică, mai competitivă și asta este ceea de ce are nevoie Republica Moldova pentru a evolua și pentru a merge ferm și sigur cu pași mari spre Uniunea Europeană. Acest centru va oferi îndrumare antreprenorilor în cum să-și dezvolte o afacere, cum să aplice pentru diversele instrumente ODA, pe care în continuare o să le perfectăm, o să lansăm noi produse și o să capitalizăm, o să investim în cele care vedem că funcționează. În anul trecut am lansat mai multe produse, inclusiv programe de granturi pentru tineri, pentru femei, pentru migranți le-am continuat și pentru retehnologizare și așa mai departe. Am lansat programul 373 care deja se apropie de suma de un miliard de lei în investiții și asta sunt investiții
în primul rând cu beneficiari printre întreprinderile mici și mijlocii, mici antreprenori aflați la început de cale, agenda noastră pe reducerea birocrației pe de o parte și pe digitalizarea afacerilor pe de altă parte este una foarte ambițioasă și foarte rapidă, intensă și cu siguranță ceea ce vă promitem este că avem un angajament ferm să susținem economia, să susținem antreprenorii noștri, cei care creează valoare aici acasă, cei care creează locuri de muncă, cei care creează viitorul acestei țări și care creează prosperitate pentru familiile pe care le susțin prin locuri de muncă. Lor le datorăm ceea ce există acum în Republica Moldova, însă avem spațiu de mult mai mult și oportunitățile sunt acolo și avem și prietenii noștri care ne vor susține în continuare atâta timp cât ne vom ține ferm de angajamentele noastre. Încă o dată vă mulțumesc și, cum am spus, astăzi o să avem mai multe evenimente de comunicare cu antreprenorii și cu siguranță vom reveni atât la Bălți cât și în alte regiuni din zonă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule viceprim-ministru. Centrul de consultanță ODA în municipiul Bălți a devenit operațional grație asistenței financiare oferite de Uniunea Europeană. Totodată, reamintim că programele de suport antreprenorial sunt susținute financiar de către Uniunea Europeană printr-un acord de grant de 8 milioane de euro semnat în anul 2023 de către Delegația Uniunii Europene și ODA. Pe această cale, am onoarea să-l invit cu un mesaj de salut pe excelența sa, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Majeix. Stimate domnule viceprim-ministru, excelența voastră, doamna ambasadoare de Germaniei, a Germaniei, stimate domnule primar Alexandru Petkov, stimate domnule șef al oficiului Cancelarie de Stat din Bălți, stimați parteneri de la ODA, jurnalist, prieteni, sunt bucuros să fiu astăzi aici la inaugurarea Centrului de Informare și Consultanță în Afaceri din Bălți. Este unul din rezultatele tangibile generate de colaborarea dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă 99% din întreprinderile din Uniunea Europeană. Acestea sunt o sursă puternică de spirit antreprenorial și inovare. Ele sunt esențiale pentru competitivitatea din UE. Iată de ce Uniunea Europeană susține dezvoltarea IMM-urilor din Moldova. Pentru că acestea se devină forță motrice a bunăstării și dezvoltarea locale. Parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Moldova simbolizează o manifestare a dorinței noastre comune de transformare a Republicii Moldova într-o țară prosperă cu o economie puternică și rezilientă. Prin programele finanțate de Uniunea Europeană, cum ar fi UE pentru Moldova, comunități locale și UE pentru IMM-uri, noi susținem creștere economică, dezvoltare durabilă și inovație în întreaga regiune. Centrul de informare și consultanță în afaceri, pe care îi deschidem azi la Bălți, este un exemplu concret al suportului oferit de Uniunea Europeană și statele sale membre. Acest centru va servi drept un punct vital pentru antreprenori și afaceri mici și mijlocii, oferind servicii esențiale de consultanță și suport. Centrul este o resursă valoroasă pentru cei care sunt la începutul drumului antreprenorial sau pentru cei care doresc să-și extindă afacerile. Antreprenoriatul și inovația sunt motoarele creșterii economice și pilonii dezvoltării comunităților. Prin acest centru recunoaștem și susținem eforturile antreprenorilor locali. Munca și determinarea lor sunt esențiale în stimularea economiei și crearea de noi locuri de muncă. Îi salut pe antreprenorii din Bălți, care sunt prezent aici și îi încurajez să beneficieze la maxim de oportunitățile oferite de acest centru.
Împreună putem crea o economie mai puternică și mai diversificată. De asemenea, încurajez colaborarea între sectorul public și cel privat. Rolul autorităților publice locale este crucial pentru îmbunătățirea mediului de afaceri local și a condițiilor de dezvoltare economică. Aș dori să încurajez consolidarea parteneriatelor cu Oficiul Regional pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția de Dezvoltare Regională, școlile locale de formare profesională, asociațiile de afaceri și organizațiile societății civile. Republica Moldova are nevoie și de implementarea reformelor necesare, în așa fel încât atât cadrul legislativ, cât și cel normativ să stimuleze dezvoltarea economică și socială. Acest fapt este imperios, în mod special acum, când Republica Moldova face pași tot mai fermi pentru integrarea sa în familia noastră europeană. Noi suntem alături pentru a sprijini țara și cetățenii în acest parcurs. Mulțumesc fiecărei persoane implicate în realizarea acestui proiect. De asemenea, mulțumesc în mod special partenerilor noștri germani și doamnei ambasadoare a Germaniei pentru cofinanțarea inițiativei echipei Europa UE pentru Moldova, comunități locale și GIZ, pentru că a fost liderul implementării componentei respective, în cadrul căreia a fost posibilă inaugurarea centrului. Vă mulțumesc și vă urez mult succes! Mulțumim, Excelență! Centrul de informare și consultanță în afaceri din Bălți a fost creat și cu suportul Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei. Am onoarea să o invit cu un mesaj de salut pe excelența sa, ambasadoarea Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Margaret Huber. Doamne și domnilor, sunt fericită să fiu astăzi aici pentru a sărbători acest moment important în susținerea afacerilor din Bălți. Îmbunătățirea mediului de afaceri, crearea locurilor de muncă și astfel oferirea unei perspective pentru tinerii moldoveni acasă, reprezintă una dintre principalele obiective ale cooperării germane. Prin stimularea investițiilor și îmbunătățirea cadrului legislativ pentru dezvoltare economică durabilă, cooperarea germană a contribuit la crearea a peste 15.000 de locuri de muncă, începând cu 2015, inclusiv unele în cadrul companiilor germane. În acest sens, a fost de o importanță deosebită să nu ne concentrăm doar pe zona Chișinăului, ci să ieșim din aceste și să lucrăm și în alte regiuni ale țării. Nordul, în special zona din jurul municipiului Bălți, s-a dezvoltat într-un pol de creștere în cadrul Moldovei. Suntem mândri să spunem că am fost parteneri pe aceste cale, în înființare zone economice libere, în promovare sa la nivel internațional și în ghidare companiilor care doresc să se stabilească acolo. Extinderea serviciilor ODA în nord este un pas foarte valoros și logic pentru consolidare ulterioare a regiunii și pentru a face serviciile ODA mai ușor accesibile pentru întreprinderile de aici. ODA și predecesoarea sa, UDIM, au fost parteneri valoroși ai cooperării germane de mai mulți ani. Suntem bucuroși să vedem cum s-a dezvoltat într-un actor important printre instituțiile economice moldovenești, acoperind o gamă largă de servicii
pentru afaceri, cum ar fi consultanță, formare, garanții și alte forme de finanțare. În cele din urmare, acesta e un frumos exemplu al unei abordări de modelul echipei europene. Finanțare germană și europeană se completează reciproc și astfel cresc impactul comun, valorificând la maxim cooperare noastră. Lucrul împreună într-un astfel de mod va rămâne important pe măsură ce Moldova își continuă calea europeană și își intensifică integrare în piață europeană. Germania, ca și partener bilateral, dar și ca actor în cadrul Uniunii Europene, va rămâne alături de Moldova pe această cale. Mulțumesc! Vă mulțumim, Excelență! În continuare se oferă cuvânt domnului Alexandru Petkov, primarul municipiului Bălți. Excelență, domnule ambasador, excelență, doamnă ambasador, stimați oaspeți, onorată asistență, eu, chiar din numele municipiului Bălți, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit la noi în Bălți și vreau să vă urez un bun venit și multe, multe succese aici la Bălți. Așa cum am declarat de mai multe ori, o spun și acum, administrația de la Bălți a spus și spune și va spune și în continuare și va manifesta deschiderea noastră totală față de fonduri europene pentru a aduce modernizarea europeană în municipiul Bălți. Noi suntem siguri că al doilea oraș după mărimea din Moldova ar trebui să arate în alt fel. Ar trebui să arate ca un oraș modern, ca un oraș cu infrastructură europeană, ca un oraș cu o dezvoltare de care să nu ne fie rușine pe viitor. Eu mă bucur pentru faptul că deja acest mesaj al nostru, chiar pe parcursul a primilor două luni de zile din mandatul meu, deja a fost auzit de mai mulți investitori străini. Noi avem mai multe discuții deja la diferite planuri. Eu mă bucur că Bălțul se poate lăuda de faptul că în cooperare cu GIZ suntem printre lideri și vreau să vă asigur, stimată doamnă ambasadoare, că suntem gata să implementăm și mai multe proiecte în Bălți. Eu mă bucur că din partea organizației ODA, dacă în divizul dumneavoastră este scris că este punte dintre stat și antreprenoriat și dacă priviți primărie în calitate de stat la nivel local, să știți că deschiderea în permanență o să găsiți. Cel puțin ușile mele nu sunt închise pentru niciun businessman din Bălți și nu există niciun businessman din Bălți care poate să spună că nu poate intra la primar. Și vreau ca acest lucru să continue. Eu vreau ca proiectele de dezvoltare, de infrastructură, de investire în dezvoltare și în infrastructură să se dezvolte pentru că cunoaștem foarte bine că infrastructura și investițiile nu pot luate într-o bună zi, ferească Dumnezeu și să fie plecate, ele o să rămână aici, în serviciu poporului și populația din Bălți în permanență o să fie mulțumită și o să vă mulțumească în permanență pentru aceste investiții. Tocmai de acest considerent și am spus și spun, noi suntem deschiși pentru cooperare și colaborare pe viitor. And finally. Vreau să vă asigur că Bălți rămâne deschis pentru dumneavoastră și vreau să vă spun bine ați venit la Bălți. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Ofer cuvântul domnului Vladimir Rusu, șef al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. Domnul viceprim-ministru, excelența voastră, ambasadorul al Uniunii Europene, excelența voastră, ambasadarea Republicii Federale Germania, doamnelor și domnilor, municipiul Bălți are un potențial economic colosal, dar din discuții cu mai mulți antreprenori,
am constatat că ei au nevoie de un impuls pentru a-și debloca acest potențial. Sunt sigur că evenimentul de astăzi este un pas important pentru a dă posibilitatea agenților economici ca să își poate dezvolta afacerea de tip european, care să aibă venituri de nivel european, să aibă stabilitatea în activitatea lor. În acest context vreau să mulțumesc Ministerului, Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, pentru efortul depus și că astăzi suntem prezenți la lansarea acestui eveniment. Vreau să mulțumesc finanțatorilor noștri care sunt interesați de dezvoltarea municipiului Bălți și vreau să felicit toți antreprenorii din municipiul Bălți și îndemn să fie activi, să se implice, să se intereseze de toate oportunitățile pe care le oferă inclusiv Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Guvernul Republicii Moldova este deschis spre a dezvolta economia în nordul țării și în special în municipiul Bălți și sunt convins că aceasta este doar un prim pas spre a dezvolta economia în municipiul Bălți. Felicitări tuturor agenților economici cu deschiderea acestui centru și sper că să fie un bun început spre dezvoltarea economiei la nivel de municipiu. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Se oferă cuvânt domnului Gheorghe Iudin, director interimar Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Da, mulțumesc! Stimate domnule viceprim-ministru, excelențe, stimați parteneri și stimați antreprenori, este pentru mine o plăcere să mă aflu azi aici la inaugurarea Centrului de Informare și Consultanță în Afaceri ODA din orașul Bălți. Acest eveniment marchează un moment important în dezvoltarea antreprenoriatului de Republica Moldova și în special în regiunea din nord a țării. Vreau să spun că, cu părere de rău, spre regretul nostru, beneficiarii din zona din nord a țării și din municipiul Bălți sunt mai puțin reprezentați comparativ cu alte regiuni în rândul beneficiarilor programelor noastre de suport și încă de anul trecut noi am decis să venim mai aproape de antreprenori prin deschiderea acestui centru de informații, de consultanță cu sprijinul partenerilor externi și aș putea spune chiar cu prietenii noștri de la GIZ. Permiteți-mi să încep prin a exprima recunoștința profundă pentru suportul financiar generos al Uniunii Europene și al Ministerului Federal German pentru cooperare economică și dezvoltare și, după cum am spus, prietenilor noștri de la GIZ. Acest suport ne-a permis să transformăm viziunea noastră în realitate, de a oferi un centru de excelență pentru susținerea și dezvoltarea întreprinderilor din regiune. Deoarece și autoritățile locale au un rol important în promovarea dezvoltării economice a comunității, mizăm și aici pe o colaborare fructuoasă, domnule primar, astfel încât împreună să putem ajuta la crearea de noi locuri de muncă, la dezvoltarea afacerilor și la îmbunătățirea climatului investițional. Centrul de informare și consultanță în afaceri are un obiectiv clar, să dezvolte capitalul uman prin promovarea competențelor și culturilor antreprenoriale. Aici vor fi oferite servicii de informare și consultanță de înaltă calitate, prin programele și instrumente de suport gestionate de ODA, inclusiv 373 și FACE. Aceste servicii sunt cruciale pentru a sprijini afacerile să devină mai competitive și mai reziliente, pilon esențial pentru o economie sănătoasă și diversificată. Și ar vrea să mai anunț că, după o discuție care am avut-o cu domnul viceprim-ministru și cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ne dorim ca anul acesta să încercăm să transformăm centrul de consultanță într-un incubator de afaceri și să-l facem un incubator model de afaceri din Republica Moldova și sper să ne reușească cu sprijinul iarăși a partenerilor noștri. Sunt încrezător că acest centru va deveni un motor de transformare nu doar pentru afacerile locale, ci și pentru întreaga regiune din nord a țării. Vom colabora îndeaproape cu toți partenerii noștri pentru a asigura că fiecare antreprenor are succes la resursele și suportul statului necesar pentru a prospera. Eu vă mulțumesc foarte mult, sper acesta să fie o inaugurare de succes și să ne întâlnim peste un an de zile în care să raportăm succese foarte bune al acestui centru de consultanță și, de ce nu, poate a viitorului incubator de afaceri. Eu vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim mult!
Doamnelor și domnilor, stimați jurnaliști, dacă aveți întrebări, vă rugăm să le acordați. În continuare urmează o sesiune de întrebări și răspunsuri. Întrebări? Bine. Atunci aici... Eu mă numesc Ion Budruc și sunt președintele Asociației pentru dezvoltarea comunicațiilor electronice și tehnologiilor inovaționale. Eu vreau să felicit, în primul rând, bălțenii, mediul de afaceri și ministerul care a susținut această idee a conducerii organizației pentru dezvoltarea antreprenoriatului pentru deschiderea anume în Bălț a punctului de informare. Noi am colaborat pe parcursul anului 2022-2021, am acordat asistență pentru antreprenori nu numai din Bălț, dar și de nordul țării și am văzut că avem o aprobare a proiectelor în digitalizare și în retehnologizare a întreprinderilor 100%. Aceasta înseamnă că statul a punctat din 10, adică în 10 și a nimerit acolo unde este foarte importantă retehnologizarea și digitalizarea întreprinderilor. Felicitări! În continuare vom acorda asistență împreună cu colegii dumneavoastră de la ODA și vom ajuta antreprenorii să-și să aibă un progres foarte puternic în afacerile lor. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim tuturor pentru declarații. Aici se încheie partea oficială a evenimentului. Vă dorim tuturor o zi frumoasă în continuare.